Această rubrică vă este oferită de Sanador. Durerile în zona lombară însoțite de blocaj pot fi semnele herniei de disc. Uzura coloanei vertebrale poate avansa până la nevoia de operație chirurgicală. Care sunt pașii de tratament și ce complicații pot apărea? Ne spune doctorul Ovidiu Grămescu, medic primar în neurochirurgie. Este prezent în această dimineață cu noi. Bună dimineața, vă mulțumesc! Bună dimineața, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Spuneți-ne pentru început cum apare hernia de disc lombară, care sunt semnele, simptomele care apar? Hernia de disc lombară înseamnă deplasarea discului intervertebral cu compresiunea elementelor nervoase. Poate apare datorită unei supra-solicitări a coloanei vertebrale lombare sau în alte variante, în alte situații, datorită unor poziții vicioase păstrate timp îndelungat. De exemplu, să stai la birou ore în șir fără să te miști sau într-o poziție incomodă, să car greutăți peste măsură, să supra-soliciți coloana. Astea sunt motivele cel mai frecvent întâlnite în această etiologie, în această patologie vertebrală. Ce complicații pot apărea de aici? Pot apărea, pentru că se comprime elementele nervoase, atunci pot apărea dureri. Depinde unde este localizată compresiunea. Dacă este cervicală, pot să apară la nivelul mâinilor și a picioarelor. Dacă este lombară, apare la nivelul unui picior sau ambelor picioare. Pot apare tulburări de forță musculară, pareză, paralizia în stadiile finale. Acum, patologia vertebrală este o afecțiune relativ des întâlnită în cadrul populației, dar asta nu înseamnă că trebuie operată. Noi ne ocupăm doar de fazele în care reprezintă o mică proporție, de fapt, în cazul în care trebuie operația, este absolut necesară, pentru că există riscul de paralizie. Altfel, nu orice durere de spate trebuie tratată chirurgical. Se tratează conservator inițial și un anumit procent ajunge la operație. Și dacă vorbim de tratament, care sunt variantele? Păi, variantele, prima dată, este tratamentul conservator. Adică, când ai dureri de spate, stai mai liniștit, în repaus, nu faci eforturi mari, faci tratament de fizioterapie, proceduri, mă rog, iei tratament antiinflamator, faci masaj, doar dacă există risc de pareză, dacă te doare pe picior, pe mână, aceasta înseamnă că apasă acest disc, apasă pe elementul nervos, pe nerv, pe sacul dural, pe măduvă. Și pentru că în această situație există risc de pareză, atunci se intervine chirurgical, doar în cazul în care tratamentul nechirurgical nu dă rezultate. Atunci se apelează la tratamentul chirurgical. Despre recuperare, ce ne puteți spune? Cât de anevoios este acest drum al recuperării? Nu. În general, acest tip de operație, după această operație, această intervenție operatorie, pacientul se dă jos din pat la câteva ore, se mobilizează singur, fără durere, fără risc de pareză și foarte marea majoritate a pacienților a doua zi sunt externați. Deci o noapte este internarea, atât. Recuperarea nu înseamnă, cum să zic, bine, trebuie să ai grijă ulterior, operația nu se vindecă într-o zi, se vindecă în câteva luni, dar pacientul este funcțional începând din prima zi a operației, după amiaza aceleiași zi, adică se mobilizează singur, nu este o recuperare dificilă, este o recuperare facilă, trebuie ulterior să ai grijă, să nu faci eforturi peste măsură, să întreții o activitate sportivă, o activitate fizică moderată toată viața însă. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această dimineață alături de noi. Am stat de vorbă cu doctorul Ovidiu Grămescu, medic primar în neurochirurgie. Vă mai așteptăm. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.